Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea mesaje de la persoana iubită. Vom vedea energia persoanei voastre. Să începem. Energia persoanei voastre care este... Luna. Ei bine, această persoană este în această perioadă un pic mai retrasă. Această persoană are energie de pe... Ești scorpion sau rac. Aș vrea să vă atrag atenția că... Cel mai important dintre toate în această situație este să vă dați seama că persoana nu spune tot ceea ce gândește, nu spune tot ceea ce crede, nu spune tot ceea ce are de spus. Există o parte foarte reținută a sa care se manifestă în această perioadă. Țineți cont că aici persoana voastră încearcă să se axeze pe intuiție și pe propria sa ghidare internă, încearcă să-și găsească propria cale, nu neapărat simte că o și vede sau că reușește, un pic se simte blocată, ca, nu știu, într-un fel de mocirlă, dar persoana voastră caută ieșirea din această situație. Energia voastră. Energia voastră este paș de bâte. Aici am energie de berbec, leu, săgetător. Voi sunteți gata de acțiune, voi sunteți gata să faceți lucrurile așa cum trebuie, voi vă simțiți pregătiți de orice ar putea interveni, dar atenție că nu sunteți. Voi sunteți ca acel copil care se bucură în prima zi de școală din clasa 1 și totul e frumos și minunat. Și o săptămână mai târziu plânge de fiecare dată când se gândește că trebuie să se întoarcă la școală. Cam așa sunteți voi în acest moment. Chiar dacă voi sunteți pregătiți, entuziasmați, nerăbdători ca lucrurile aici să înceapă să se miște, să meargă efectiv, nu înseamnă că voi într-adevăr sunteți încă pregătiți pentru asta. De asta este bine să fiți un pic mai reticenți și să aveți răbdare. Este ca și cum voi sunteți un pic prea grăbiți pentru a vedea perspectiva acestei persoane și atenție că există tendința voastră de a da un mesaj, de a scrie, de a aborda această persoană cumva prea direct, prea rapid și prea pe repede înainte pentru această persoană să poată decide. Deci este bine să vă abțineți un pic din a face pași prea mari sau din a grăbi persoana să decidă sau din a obține anumite răspunsuri clare, directe din partea acestei persoane, pentru că aici persoana voastră este ca și cum nu știu ce să zic, nu știu ce să fac, nu simt că mă pot exterioriza, nu simt că pot să zic tot ce am pe suflet și să fiu complet înțeles sau înțeleasă. De asta există și acea reținere. Ce este acum între voi? 8 de bâte. Cavaler de spade. Și mai încă o carte. Spânzuratul. O să pun cărțile un pic mai așa ca să se vadă cam toate. Încă o dată, persoana asta, eu cred că voi aici sunteți în comunicare cu această persoană. Probabil comunicarea nu neapărat decurge cum v-ați dori voi. Probabil nu este atât de des pe cât v-ați dori voi sau cât de mult vă doriți voi, dar comunicare între voi aș vedea că este. Problema este că de fiecare dată când această persoană încearcă să se deschidă, este ca și cum voi cereți explicații, voi cereți să se justifice, să... se apere, să explice de ce vede lucrurile într-un anume mod și nu în altul. Bine, asta nu ar fi neapărat rău, doar că modul în care o faceți, indiferent că vă dați seama sau nu, pentru această persoană pare destul de ostil. Și atunci persoana nu se simte suficient de puternică în acest moment să se apere de voi, să aibă o confruntare cu voi. Asta evită această persoană, de aceea vă poate lăsa de foarte multe ori cu mesajele citite, dar la care nu răspunde sau că pur și simplu nu are de gând să ducă mai departe anumite conversații și le încheie brusc și trece la cu totul altceva. Pentru că această persoană încă nu simte că este pregătită pentru asta, încă nu simte că este suficient de energică, astfel încât să aibă confruntări cu voi, nu își va risipi toată energia în acea direcție, chiar dacă voi tânjiți după acele confruntări și este bine să aveți răbdare și să înțelegeți această persoană. Este nevoie ca persoana din energie de foc să schimbe perspectiva în funcție de persoana din energie de apă, pentru că dacă asta nu se întâmplă, atunci nu văd o îmbunătățire pe termen scurt. Bun. Ce are să vă transmită persoana voastră?
6 de pentagrame, 6 de spade, roata norocului, cavaler de cupe și turnul. Chiar, încă o dată, persoana asta e mai reținută, persoana asta nu discută, persoana asta nu dezvoltă până la capăt și nu ține acele confruntări, pentru că nu simte nevoia de confruntare, simte nevoia de o înțelegere, simte nevoia de schimb și simte nevoia de compromis. Partea aceasta de schimb în relație nu neapărat să simțiți atât de mult de partea persoanei voastre, se poate ca și voi și această persoană să simtă fiecare că a dat tot ce a putut și că nu a primit nimic la schimb. Asta nu înseamnă neapărat că vreunul din voi are intenții rele unul față de celălalt, dar pur și simplu că nu a existat acea înțelegere, nu, niciunul nu a oferit din ce avea nevoie celălalt, fiecare a oferit ce a crezut el că are nevoie celălalt, dar nu ceea ce avea fiecare nevoie de fapt. Ideea este că această persoană, chiar dacă se îndepărtează acum și chiar dacă voi aveți senzația că o scăpați printre degete, va trebui pentru o clipă să lăsați pur și simplu lucrurile așa cum sunt, să nu insistați și să lăsați această persoană să revină singură. De ce? Pentru că aici cu roata norocului avem un semn clar că această persoană brusc își schimbă percepția, își schimbă metodele, schimbă ceea ce face. În momentul în care voi nu mai forțați, pentru mulți dintre voi aici poate să fie o relație de tip suflet-geamăn, în momentul în care voi nu mai forțați și lăsați această persoană să aibă libertatea necesară, persoana simte mai mare nevoie să se apropie de voi și într-adevăr va face asta. Ceea ce va veni un pic ca o surpriză pentru voi, pentru că avem turnul, e ceva de genul, voi lăsați lucrurile așa, obosiți, v-ați săturat, v-ați plictisit, deja vă sictiriți cumva de toată situația asta, renunțați total și această persoană începe să vă abordeze din ce în ce mai tare, din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai mult și nu înțelegeți ce s-a întâmplat, de ce s-a schimbat, pentru că voi pur și simplu ați schimbat energia pe care o transmiteți această persoană, acestei persoane. Deci persoana are să vă transmită că de întors se întoarce la voi, are să vă transmită că vă vrea, vrea să fie cu voi. Chiar dacă în acest moment lucrurile sunt confuze, chiar dacă în acest moment nu vede luminița de la capătul tunelului, cumva încearcă să-și regrupeze toată energia și să o investească mult mai înțelept, să o managerieze mult mai bine, astfel încât să poată dedica suficientă energie acestei conexiuni pentru ca aceasta să se poată dezvolta. Deci asta are să vă transmită persoana voastră. Alt mesaj de la persoana voastră. Cu pași de pentagrame și 7 de pentagrame, chiar dacă progresul este lent, el există pentru voi. Cu 7 de pentagrame pare foarte, foarte, foarte lent. Pare ca și cum nimic nu se îmbunătățește, nimic nu se schimbă. Dar pajul vine, de fapt, cu potențialul. Nu se mișcă el atât de repede pe cât ne-am dorit, dar vine cu ceva practic, cu niște pași care pot fi urmați, care pot fi menținuți și cu o soluție care să fie utilă pentru ambele părți, nu doar pentru una dintre voi. Deci, atenție foarte mare, pentru că această persoană va veni cu soluția potrivită pentru voi, dar voi trebuie să înțelegeți că trebuie să-i acordați acea libertate. Și știu că poate fi dificil și știu că poate fi greu să renunțați la tendința voastră de a controla și de a dirija această conexiune și cum se va desfășura, dar trebuie să aveți încredere în persoana voastră. Asta este ceea ce trebuie să știți. Este doar o chestiune de timp, lucrurile aici se rezolvă, lucrurile aici se vor îmbunătăți între voi și persoana voastră, dar cu condiția ca voi să reușiți să aveți încredere. Dacă voi nu aveți încredere, aici și persoana voastră va fi din ce în ce mai ostilă față de voi, dar și dacă voi aveți încredere, lucrurile aici se vor îmbunătăți. Ține doar de voi, de nimeni altcineva, persoana voastră ține la voi, este aici un pic dezorientată, dar este orientată înspre voi, vă vrea pe voi. Nu cred că este cazul să aveți vreun dubiu în legătură cu asta, nu cred că este cazul să încercați să testați și să verificați asta, pentru că aici intențiile sunt bune, clare și directe către un viitor alături de voi, mai ales având energia pentagramelor, care știm că sunt elementul stabilității și chestiunilor de termen lung. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!